am, ăla mi-a cerut cineva. De ce nu m-ați așteptat? Ați ridicat-o întâi pe aia care nu avea certificat, n-avea niciun căcat de semn. Și apoi m-a ridicat pe mine. Am înțeles, ok, a fost greșeala noastră că nu am văzut. Am înțeles ce spune dumneavoastră, dar nu o ridicați pe a mea și pe a lor s-a lăsat aici. E căcat. Și cine v-a sesizat? Scuzați-mă, sunt 1000 de locuri libere. Sunt 1000 de locuri libere, domnule. N-am găsit o persoană handicap, a chemat fix în seara asta. Dar vă spun că nu găsește în tot molul ăsta să parcheze, nu? Și fix pe a mea cu semn v-ați găsit să o luați. Fix pe a mea cu semn. Mi se pare normal așa ceva? Mie nu mi se pare normal să ridicați mie mașină. Nu! Am greșit, ok, sunt conștientă că n-am pus acea căcat de hârtie. Dar nu pe a mea ne-o ridicați cu semnul în față. Formează pe telefon 0. Formează pe telefon. Formez pe am venit aici de dar nu este normal așa ceva. 0, 2, 4, 1, 0, 2, 4, 1, 4, 8, 4, 2, 0, 5. Stăm de la ora 7 aici. Bun, și noi, de ce n-am fost anunțați, repet? De ce dacă stați la ora 7? N-au, dar eu nu pot să cred că eu erau gol o grămadă și spuneți mie că fix pe a mea parcată cu semn n-ați găsit-o dumneavoastră pe cine să ridicați decât pe a mea. Cu semn! Cu semn, domnule! Eu înțeleg că tu ai încapată fizic, dar nu și psihic. Vă rog frumos să înțelegeți lucrul ăsta. Vă rog frumos să înțelegeți și dumneavoastră pe lângă. Acela este document oficial. Cardul, nu ce... Ăla avem bun, am înțeles, repet, dar nu spuneți mie că din toată parcarea asta, fix pe mea care e parcată deci și cu semn. Deci pe viitor să vă puneți cardul în geam. Lăsați-mă naibii cu aberațiile astea pe care le spuneți. Așa spune legea. A, da, așa spune legea. Așa spune legea, cred și eu. Și am semn și în față și în spate. Cine e mai handicapat? Mă scuzați, dar cine e mai handicapat dacă îmi răspunde clar că am semn și în față și în spate? Vă bateți joc de mine? Am înțeles, îl avem, că nu suntem fizici. Aia era, din toate locurile astea, n-ai fi că fiți pe a mea, o dați la o parte. Câte nu sunt? Ia zi numărul ăla. Dă-o naibii de treabă, că asta e subiți bătaie de joc. Da, și-au pus o lipi pe mașină. Sau aveau cardul. Da, au cardul. Uite și ăsta, salariu și câte... Domnule, nu există, nu se poate pune un astfel de semn pe mașină terminat cu chestia asta. Vreți să faceți un ban. 0, 2, 4, 1. Aveți un... Iați și nu mai pot. Erau mai mult. Era plin la naibii. Fix la mine s-a nimerit să fie plin. Vă rog să-mi aduceți mașina, eu de aici nu mă mișc, că n-am cum. A, decât a noastră s-a ridicat. Da, băi, al naibii să... Al naibii, când ați ridicat? La ce oră ați ridicat-o, mă scuzați? Nu știu, la ce oră mi-ați ridicat mie mașina având atâtea locuri goale? Și îmi spuneți mie că a venit fix unul care se parcheze și n-avea pentru locul meu. Haideți, vă rog frumos, face sesizare un tâmpit care are semnul în bord, nu? Haideți pe bune. Și am semn. Cum să faci sesizare? Cât de cretin poți să fii să faci mie reclamație când eu am semn în bord? Și în față și în spate. Ba da, avem semn, am zis. Semnul este semn, legitimație, legitimație. Sticărul acela nu e valat legal. Ba da, este, pentru că de asta îl port, de asta sunt obligată să-l pun. Ba da, sunt obligată. Cardul și legitimație. Sunt obligată să-l pun. Cardul sau legitimație. E pe naiba. Așa scrie, eu vă cred că așa scrie, dar nu ne rolăm de proști acum. Fiți mașina mea să o mi-o ridicați. Fiți mașina asta cu semne. Dar de ce n-ați întrebat? Dom'le, dar vă că omul ăsta are semn, înseamnă că ceva trebuie să fie. Sunt 1001 de oameni care vin și parchează și nu fac niciun fel de căcat. Vă bateți joc de mine. Ba da, sunt foarte multe persoane care parchează deloc regulamentar. Ce credeți? Și nu sunt văzuți al naibii. Și fixa mea e luată, mă, care are semn și parcată regulamentar. Nu se poate așa ceva. Trebuia să ne așteptați, să ne sancționați dacă n-avea dreptul sau asta, dar nu s-o ridicat. N-avem, mami, cu ce să plecăm. Că ne-a luat nenea polițistul mașina. Asta e procedura de asta e procedura pe naiba. Dacă parcam greșit, înțelegeam, domnule, dar am parcat pe dreptul meu, măcar un căcat de drept am și eu. Da, unul singur. Am semne. În primul rând am semne, era un semn de întrebare pentru dumneavoastră. Bă, omul ăsta n-a pus-o degeaba. E căcat. Hai, lăsați-mă cu prostia asta, mă. Haide, domnule, lăsați-mă cu prostiile astea. Nu sunt legale. Da, nu sunt legale.
Mami, vino încoace. Ce un handicap, măi, domnișoară dragă. Așteptăm mașina, de ce așteptați? Dar de ce, mamă, n-ați bun, hai să mergem cu... Noi, haideți, că deja ajuns să vedem pe televizor de sunteți. Da, și eu știu unde e Caraiman numărul 20. Merge cu domnul, uite, cu doamnă. Păi, eu mă duc, am ce să mă duc, mă scuzați. Eu în căruță, am ce să mă duc și copilul după 3 ani după mine. Apropo, plătesc vreo la amendă? Da, plătești, normal, logic. Mi se pare normal să plătești amendă. Păi am, domnule, am chestia aia, am și actele mașinii, sunt în mașină. Actele mașinii nu sunt valabile, cum să fie valabile? Nu sunt valabile, domnule. Sunt handicapată de formă, mă ridic și plec mai încolo. Sunt în mașină la parasolar. Domnule, când mi s-a că o repet încă o dată, când am luat mașina, mi s-a spus în felul următor, pe mașină poate, de la poliție, cei care eliberează și rarul, mi-a spus, poți să pui acel semn, acel la țipil, la țipil de ăla, dacă dumneata îl pui fără să ai handicap, ești posibil de amendă pentru că îți iei ceva care nu ești valabil. Mă prezint într-o parcare că nu este valabil. Am înțeles și acel asta, ăla este valabil. Ăla este valabil pentru parcările fără plată. Fără plată, ca să intru gratuit. Aia este parcarea, că ăsta nu este plată. Ăla nu este, ăla în general. Mă duc să-mi iau mașina la ora 9 seara, mă duc să-mi iau mașina ridicată de pe locul meu. Oameni nebuni la cap. Dar și gratuitatea locului. S-au găsit cu cine să facă. Da, de la stat. Da. Dar acel semn, repet, dacă scot semnul ăla și le cuvezi, este ca și cum este din urce, spui dumneata. Nu se pune de florile mărului. Și altă dată, ca să țineți cont, nu poate să-l pune, înțelegeți că este abuz. Îl poate cumpăra oricine, dar nu-l poate lipi nimeni. E, pe naiba, vorbiți numai tâmpenii. De ce nu v-ați luat domnul de handicapat? Că doar poate să ia oricine, nu? Păi da, dar spuneți că este cu amendă dacă face ceva, dar abuzul ăsta? Păi da, dumneavoastră, de ce nu sunt mulți la informații? Domnul zice că poate oricine să le ia. Păi da, nu poate oricine poate. Păi da, este simplă procedura. Cum se anunță în asta, nu? Ba, este simplă, dar data viitoare să aveți mai multă căpățână să știți să faceți lucrul ăsta. Este egal cu zero.